Pelerinii sunt așteptați în noaptea de Crăciun la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași pentru a participa la Sfânta Liturghie închinată nașterii Domnului. Slujba va fi oficiată de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. În cea de-a doua zi de Crăciun, paraclisul de la demisolul Catedralei Așezării Monahale din Dealul Mare își cinstește ocrotitorul pe Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana. 24 decembrie, ora 17, slujba privegherii, dar Sfânta Liturghie la ora 12, mezul nopții, ora 10, slujba acatistului, joi 26 decembrie, Sfânta noastră mănăstire, este al doilea tram al paraclisului priveghere, în ajuns, Sfânta Liturghie, apoi știm cu toții, vineri pe 27 decembrie, Sfântul Arhanghel Ștefan, ora din nou la 12, mezul nopții utrenii, la ora 8 ceasurile, ora 18, slujba acatistului, ora 9, Sfânta Liturghie. În noaptea dintre ani, credincioșii au din nou posibilitatea să participe la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Hadâmbu. Cu acest prilej se va săvârși slujba de Tedeum pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului român în anul ce a trecut. Marți 31 decembrie, ora 17, slujba priveghere. Noi vom avea în mezi de noapte Sfânta Dumnezească Liturghie. Iar în ziua anului nou de Sfântul Vasile cel Mare, fiindcă se face noaptea liturghie, vom face doar acatistul Sfântului Vasile cel Mare la ora 10. Amintim că tradiția slujirii în noaptea de Crăciun și în prima zi a anului calendaristic datează de aproape 3 decenii. Oamenii credincioși doresc astfel să serbeze prin rugăciune cele două momente importante din viața creștinilor, nașterea Domnului și anul nou, când biserica îl pomenește pe Sfântul Vasile cel Mare.